Mihai Eminescu, de la cărei naștere se împlinesc astăzi, 15 ianuarie 2019, 169 de ani, a fost sărbătorit în această zi de întreg poporul român. Ca o recunoaștere a geniului operei sale, ziua sa de naștere a fost declarată în anul 2010 Ziua Culturii Naționale. Numeroase activități culturale sunt organizate în această zi în întreaga țară. Școala gimnazială Mihai Eminescu din Roman a găzduit astăzi un triplu eveniment. Sărbătoarea școlii, care poartă amprenta spiritualității eminescene, a fost celebrată odată cu Ziua Marelui Poet, prozator și publicist Mihai Eminescu și cu Ziua Culturii Naționale. La eveniment au participat oficialități ale administrației locale, foști și actuali profesori și elevi. O zi binecuvântată pentru școala noastră dragă, este ziua în care sărbătorim Ziua Culturii Românești, pe de o parte, pe de altă parte sărbătorim pe marele poet Mihai Eminescu și în aceeași zi sărbătorim și Ziua Școlii Mihai Eminescu, școală care astăzi împlinește 46 de ani de existență. Nu sunt mulți, dar în spatele acestor ani se ascund adevărate povești de viață. Oameni deosebiți care au lucrat în această școală, copii frumoși care au terminat și care astăzi sunt pe drumurile vieții și suntem fericiți și, bineînțeles, cu emoții în fiecare an în această zi aniversară. Bine ați venit! Eu, ca să fiu sigur de mine, am luat, dacă mă întreba cineva cum mă cheamă, am luat cartea din de identitate. Asta, dacă mă înlocuiește, mă scuzați de lipsă din modestie. Și ca să am și o contraindicație aici, de ce am luat cartea asta și n-am luat buletinul? O contraindicație. Se întâmplă foarte rar să ajungi octogenar. Leslie, bineînțeles, apăcioară, nu vreau Leslie. Avem 6 ani de acum consecutiv de când ne petrecem împreună zilele de naștere, lucru care nu face decât să mă bucure. De asemenea, mă bucură acest periplu pe care l-ați făcut dumneavoastră printre colegii dumneavoastră, pentru că am descoperit faptul că valorile după care mă ghidez în activitatea mea, sunt cele care au fost enunțate aici. Și atunci, acest lucru nu face decât să mă încurajeze să merg mai departe în activitatea pe care eu mi-am propus-o de stajor la Primăria Municipiului Roman, să respect în continuare valorile pe care dumneavoastră le-ați enunțat aici și în același timp să fiu un sprijin pentru unitățile de învățământ și implicit pentru școala dumneavoastră, pentru că educația este temelia de bază a unei societăți și dacă avem o generație educată, putem spune că avem o comunitate educată, putem spune că avem o țară educată care are capacitatea să depășească greutățile care sunt, din păcate, în această perioadă. Eu să știți că am foarte mare încredere în generațiile care vin. Spre deosebire de generația mea, aceste noi generații au acces la un set de informații la care noi nu știam de la o vârstă atât de mică. Yeah.
greu ca să-ți urmezi chemarea. Iar cerul este tatăl meu și mumă mea e marea. O, vin, odorul meu mi-a spus. Și lumea ta o lasă. Eu sunt Luceafărul de sus, iar tu să-mi fii mireasă. Odată cu marcarea Zilei Culturii Naționale, în bisericile de întreaga țară se fac slujbe de pomenire a marelui poet. Mihai Eminescu a fost și rămâne un fidel păstrător al identității naționale, poetul nepereche, a cărui operă învinge timpul. Legătura dintre Biserica Ortodoxă și neamul românesc este fundamentală pentru dăinuirea în istorie a poporului român.